La data de 15 septembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brăila, sub coordonarea procurorilor, au efectuat 5 percheziții domiciliare în municipiul Brăila într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat peste 350.000 de bucăți de țigarete, 1.000 de litri de băuturi spiritoase fără documente justificative și importante sume de bani. În urma probatorului administrat, polițiștii au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore un bărbat de 50 de ani din Brăila. La data de 16 septembrie, instanța de judecată a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de bărbatul de 50 de ani și o femeie de 50 de ani, ambii din Brăila.